Bun găsit, sunt Otilia Dima și vă prezint știrile, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Calea Bacăului și Calea Brașovului din Onești vor fi reabilitate. Un câmp de lavandă din Poduri Moinești a putut fi vizitat. Prețul mai scump din această lună pe litoralul românesc. Serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple Bacău va avea program de 10 ore pe zi în această vară. Măsura a fost decisă de Ministerul Afacerilor Interne cu scopul de a reduce aglomerația și a asigura condiții de normalitate pentru cetățenii care doresc pașaport. Activitatea zilnică de lucru cu publicul la Serviciul Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor din Bacău se desfășoară între orele 8:30 și 18:30. Pentru evitarea aglomerației la depunerea cererilor de eliberare a pașaportului, solicitanții au posibilitatea de a se programa online pe site-ul epașapoarte.ro. Festivalul Folclorul și Prietenia România-Ucraina s-a desfășurat în weekendul trecut la Târgu Ocna. Evenimentul a avut loc în acord cu Ziua Prieteniei. Mai multe detalii în minutele următoare. Extrem de fericit să particip la prima ediție a Festivalului de Muzică Română-Ucrainian. Un festival care a întrunit mai multe ansambluri foarte frumoase, foarte apreciate din sudul Ucrainei, din regiunea Odessa și din zona Bacăului. Punând mai multă substanță acestei cooperări care se rezultă de câțiva ani între localități din regiunea Odessa și Târgu Ocna și din județul Bacău. Ce să spun, a fost un moment superb în care și artiștii au fost ca întotdeauna foarte frumoși și foarte talentați, publicul a fost minunat și foarte cald, ne-a primit cu foarte multă prietenie și cu fiecare melodie a fost primită cu multă, cu multă dragoste și cred că asta a condus la consolidarea apropierii dintre România și Ucraina, asta a condus la cunoașterea noastră mai bună, la creșterea stimei față de unul alta, față de poporul ucrainean și poporul român. Sunt mândru ca reprezentant al Consulatul General României de la Odessa, am contribuit și noi la această apropiere dintre și la înfrățirea dintre orașe, cum este Târgu Ocna. Vă spun că domnul primar Ștefan Siloghi a fost primul care a deschis ușile acestui parteneriat și acestei cooperări interregionale. Și în felul ăsta, în ultimii ani, a reușit să stabilească relații de parteneriat cu Cetatea Albă din Belorostrovski, din regiunea Odessa, cu Avangard, cu Zatoka, cu Reni. S-au dezvoltat relații și cu alte, la alte nivele, mânoară între raionul Ovio de Opoș și Belorostrovski și județul Bacău. Asta nu face decât să ne apropie mai mult, să consolideze această prietenie între două țări vecine, prietene, care ne leagă o istorie veche și o prietenie veche și să fie important să fim alături și în viitor, pentru că o prietenie între doi vecini care sunt stabili, dezvoltați economic și cu o stabilitate politică și militară nu înseamnă decât o regiune stabilă și în care vecinii trăiesc în aproape și cu o relație pozitivă bilaterală. Я хочу сказать, что сегодняшний прекрасный праздник, фестиваль, который прошел в Румынии, это была моя мечта. Год назад мы встретились с Валентиной, познакомились с Василием. Спектакл de astăzi a fost un vis, a fost o dorință a mea de mult, de mult timp și făcând cunoștință cu familia Tudorașcu, am pus la cale acest festival și mulțumim Domnul, s-a primit, cred eu, foarte frumos astăzi. И спасибо за то, что поддержали эту идею Валентина и Василий при поддержке мэрии. Le mulțumim domnului primar, familiei Tudorașcu, mulțumim pentru susținere, pentru toată activitatea. Cum vede dânsul colaborarea pe viitor între Ucraina și România? Как видите,
В будущем этот фестиваль как развивать? Во-первых, сегодня фестиваль был очень хороший, мне очень понравилось. Надеюсь, что мы будем живы-здоровы и будем думать о другом фестивале. Я готов, и многие коллективы, которые есть в Украине, готовы приехать, увидеть прекрасную страну Румыния. Девар секрет кастес, сапримитом фестивал, фарти фумос, мдорес не спус де мулт. Совсем на то, что мы дозволим этот фестиваль на Маймаре. Așa că aducem mulțumiri tuturor, administrației publice locale, Consiliul Local, pentru susținere și sperăm că în viitor vom avea aceeași susținere ca și la festivalul de astăzi. Mulțumim! Mulțumesc! Mulțumim! Astăzi a avut loc la Târgu Ocna prima ediție a Festivalului de Folclor România-Ucraina. Au participat mai multe ansambluri din regiunea Odessa, din Ucraina, și ansamblul Casei de Cultură din Târgu Ocna. Trebuie să mulțumesc domnului consul general Emil Rapcea de la Odessa, reprezentantului Ministerului de Externe al Ucrainei, ministrului consul de la Ambasada Ucraina din România și organizatorilor din Ucraina, ca și organizatorilor de la Casa de Cultură din orașul nostru. Trebuie să mulțumesc de asemenea celor care au fost astăzi aici la festival, cetățenilor orașului Târgu Ocna și turiștilor care sunt în stațiune în această perioadă. Este prima ediție, cred că a fost o reușită și sperăm ca să urmeze și alte ediții. La finalul lunii iunie, poliția a derulat o amplă campanie de prevenire a accidentelor rutiere. Toate radarele au fost scoase pe șosele pentru depistarea celor care depășesc viteza legală. S-au folosit echipamentele video de supraveghere a traficului rutier și de măsurare a vitezei de deplasare a autovehicolelor instalate pe autospeciale. Precizăm faptul că în primele 5 luni ale acestui an, viteza a generat 17% dintre accidentele rutiere grave înregistrate în țara noastră, ocupând locul 3 în ierarhie cu 470 de accidente soldate cu decesul la 118 persoane. La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au fost înregistrate 41 de accidente grave, ce au avut ca principală cauză generatoare viteza excesivă, cu 16 mai puține decât în perioada similară a anului trecut. Fărai din ce ai, sub această denumire, s-a desfășurat la Poduri, în Moinești, vizita pe un câmp de lavandă. Acolo a avut loc cea de-a treia ediție a zilelor porților deschise în plantația Lavander Angel. Cei care au dorit să se bucure de parfumul florilor de lavandă, să se lase încântați de o mare mov, să-și facă poze în locurile special amenajate în câmp, au fost așteptați cu porțile deschise și cu lavandă. Detalii în materialul următor. Domn primar, suntem în lanul de lavandă. Da. Ce căutați aici? De lavandă de la Moinești, pot să spun, chiar dacă e pe, la granița, la granița cu Moineștiu. Investitorul este de la Moinești, o afacere la Moinești în construcție până mai ieri pentru doamna, domnul în continuare, dar astăzi iată și un eveniment la prima ediție, nu? La a treia ediție. La a treia, la a treia este, da? Al treilea festival la lavandă. Da, este un lucru bun, uitați câtă lume, păcat că picăturile de ploaie ne lasă, dar cred că cei nu, care nu să ne împiedică, văd că să vină și azi și mâine. Că absolut și mâine. Cum vi se pare că a fost amenajat aici, domnule primar? Sincer. Nu-i ceva nou pentru mine. Chiar săptămâna asta ne-am întâlnit aici să vedem cum va avea loc evenimentul. Este inițiativa doamnei cu suflet pentru ceea ce face și aceasta va fi o afacere de viitor, cred că, a familiei, nu? Da, absolut. Mulțumim! Cu plăcere să ne vedem de fiecare dată. Mulțumesc. Cu lucruri frumoase de acest fel. Mulțumesc. Pe fonduri europene? Nu. Este un proiect cu fonduri locale. Investiții proprii. Și cum merge afacerea? Bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Am început-o acum 4 ani, normal, dar este al treilea an când pot să fac festivalul lavandei. Deocamdată, ce să zic, sunt uimită de oameni care, mulțime de oameni care au venit, nu mă așteptam. Îmi pare rău doar că a început puțin ploaia, dar sper că n-alungă pe toată lumea. Până la ora 8, cred că mai este timp.
De unde v-a venit ideea să începeți această idee de afaceri? De unde v-ați inspirat? N-am pornit de la ideea de afacere. Aveam nevoie de relaxare, de o relaxare. Și atunci, normal, refugiu în floare, într-o floare. Și lavanda a fost cea mai, cum să zic eu, mai aproape de suflet. Și atunci, normal, că am ales să... Visul meu să fac un câmp de lavandă. Cât de multă muncă este în spate? Pentru că orice vis, orice pasiune implică și efort. Foarte mult efort. Și de ce? Pentru că totul se face manual. Începând de la cultivarea ei, până la toaletare, întreținere, prașilă, plivit, totul se face manual. Și atunci, normal că este de muncă. La 7000 de metri pătrați este de muncă. Aveți și ajutoare, cred că singură absolut. Nu reușiți să faceți. Nu, bineînțeles, bineînțeles. Mai am o familie și încă o doamnă. Am înțeles. Ce să zic, putere de muncă și mulțumesc. Să vă țină Dumnezeu obiceiul bun să ne chemați la acest câmp minunat de lavandă. Cu drag, oricând. Mulțumesc din suflet. E deschis doar acum, până duminică, sau va fi în permanență deschis? Nu. Sâmbătă și duminică sunt sărbătorile lavandei, porțile deschise în lavandă și în rest nu, pentru că nu prea se... Deci tot ceea ce înseamnă prașilă și întreținere este făcut din două în două săptămâni și atunci normal că... Din cauza anul ăsta a fost foarte greu pentru că au fost foarte multe ploi. Și da. Ne-a crescut doar floarea. Așa e. Păi, succes și putere de muncă. Mulțumesc din suflet. Numele și funcția, vă rog. Nicoleta Neagu. Proprietar de câmp de lavandă. Mulțumim. Pentru noi, ca să... Universitatea de stat Vasile Alexandri din Bacău oferă la admitere 1042 de locuri finanțate de la buget pentru licență, master și doctorat. Oferta educațională a celor 5 facultăți, inginerie, litere, științe, științe economice și științele sportului, mișcării și sănătății, cumulează 4205 locuri, reprezentând capacitatea totală de școlarizare, incluzând locuri pentru tinerii de etnie romă, absolvenții de licee din mediul rural, domenii prioritare și românii de pretutindeni. Prin cele 36 de programe de studii universitare de licență, 27 de master și 2 de doctorat, Universitatea Vasile Alexandri din Bacău acoperă aria domeniilor și specializărilor cerute de piața forței de muncă din zona centrală a Moldovei. Toate programele universitare de licență pot fi continuate prin programe universitare de master în același domeniu sau în domenii conexe acreditate. Admiterea la facultăți se va desfășura în această lună. Primarul municipiului Onești, Nicolae Natiuc, a semnat pe 27 iunie contractul de execuție pentru reabilitarea străzilor Calea Bacăului și Calea Brașovului. Spre bucuria șoferilor, ieșirile din Onești către Bacău și Brașov vor fi astfel reparate. Termenul de execuție este de 60 de zile de la data emiterii ordinului de începere al lucrărilor. O perioadă destul de lungă în care vremea nu ne-a ajutat să facem lucrări de asfaltare, să tundem iarba și alte lucrări care implică... Eu știu, condiții meteo favorabile. Dar iată că am ajuns în momentul în care să putem să finanțăm și să parcurgem toate etapele de procedurare, astfel încât de licitații publice, astfel încât să avem un constructor pentru anumite lucrări. Și iată că începând de ieri s-a dat ordin de începere a lucrărilor, constructorul a depus scrisoarea de garanție pentru bună execuție și au început lucrările pe de o parte la calea Bacăului și pe de altă parte vor începe la calea Brașovului. Eu zic că astăzi este marți. Eu zic că până la sfârșitul acestei săptămâni, dacă vremea va ține cu noi, sectorul de drum care este afectat, deteriorat la ieșire din Onești către Bacău, aproximativ 800 de metri vor fi asfaltați, cu un covor asfaltic nou, un covor asfaltic integral, nu petice de asfalt, cum se făcea înainte. Și eu cred că este o lucrare care până la sfârșitul săptămânii poate să fie finalizată. După care constructorul va începe să frezeze și să toarne asfalt pe calea Brașovului, de la ieșire din, de la sensul giratoriu de la Brașov până la limita municipiului. Acolo este o lucrare mai mare, mai amplă și eu cred că lucrările pe care le-ați menționat și dumneavoastră, și anume aceste mine șantiere, sunt binevenite în municipiul Onești. Toată lumea a invocat fel de fel de motive. Iată că lucrăm, că vin alegerile. Nu, fraților, exact. Nu, fraților, nu vin alegerile. Alegerile sunt în noiembrie.
Lucrări s-au făcut pe parcursul întregului an și acestui an 2019 și în cursul anului 2018-2017 și lucrările vor continua. Credeți-mă că nu trebuie să fiu motivat de o campanie electorală pentru a face ceea ce de fapt trebuie să facă un primar în fiecare zi, și anume să aibă grijă de bunăstarea infrastructurii rutiere, pietonale și așa mai departe. Cine vrea să își programeze o vacanță la mare pe litoralul românesc în următoarea perioadă trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar. De la 1 iulie, prețurile în stațiunile de la malul Mării Negre au crescut. Hotelierii anunță că turiștii vor plăti mai mult, cu până la 20% pentru o cameră la hotel. Creșteri de prețuri vor fi și la hoteluri de 3 stele, unde o noapte de cazare poate ajunge și la 350 de lei. Nu vor fi prea ieftine nici camerele de la hotelurile de 2 stele. Aici cazarea poate ajunge în medie la 180 de lei pe noapte. Prețul cazării este dat și de statutul stațiunii. Cu siguranță Mamaia va fi și anul acesta cea mai scumpă de pe litoralul românesc, iar în Saturn se așteaptă la cele mai mici prețuri. Acestea au fost știrile, în continuare puteți urmări prognoza meteo. Miercuri 3 iulie, meteorologii anunță pentru zona noastră temperaturi mai scăzute, maxima va fi de 23 de grade Celsius, iar minima va fi de 16 grade Celsius. Joi 4 iulie sunt posibile câteva averse de ploaie, maxima va fi de 25 de grade Celsius, iar temperatura minimă va fi de 14 grade Celsius. Acestea au fost informațiile, vă doresc o zi frumoasă, la revedere!